În situația în care nu sunteți mari amatori de munte ori de excursii în străinătate, în noaptea de Revelion, majoritatea restaurantelor din Giurgiu promit divertisment, invitați surpriză și meniuri sofisticate. Restaurantele scot la bătaie în noaptea dintre ani cele mai alese mâncăruri și băuturi, iar atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de formații care vor cânta live, dar și de surprizele special pregătite pentru Revelion. Prețul distracției din cea mai veselă noapte a anului variază în jur de 250 de lei pentru o persoană. Noi ne respectăm renumele pe care ni le-am câștigat prin muncă și anume să venim în întâmpinarea celor care cu drag vin la noi de Revelion cu un meniu rafinat, elegant, delicat, pentru gusturi fine. Asta facem în fiecare an, de altfel și încercăm să facem în fiecare zi în măsura în care putem. Dar noi gândim petrecerea de Revelion altfel. O gândim ca o petrecere de mulțumire, ca un gest de mulțumire a noastră, ca proprietar al acestui restaurant, pentru toți cei care, zi de zi, au venit și au mâncat la noi, o singură porție de mâncare, că atâta le-a fost foame în ziua respectivă, sau au organizat o petrecere pe care au plătit-o la prețul integral. Am început să ne gândim în primul rând la preț, ca să putem să atragem clienții, să ne gândim la calitatea mărfii și preparatelor care vor fi puse noaptea de Revelion. Aveți un program special? Da, avem un program special pentru Revelion. Revelionul o să înceapă de la 9 seara până dimineața, cu muzică frumoasă. Meniul este o surpriză, dar vă pot spune că între el se găsește și somon la grătar. Așadar, dacă alegeți să mergeți la restaurant de Revelion, nu veți mai avea bătăi de cap, nu veți fi nevoiți să petreceți ore în șir la cumpărături în supermarketuri, nu va trebui să pierdeți ore bune în bucătărie pentru a prepara bucatele, plus alte câteva ore pentru a face curat după petrecere. Veți putea să vă relaxați și să petreceți din plin.